Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou filmuleț. Astăzi o să vă arăt un mic secret în verificarea semințelor pentru semănat. Avem aici semințe de ardei. După cum știm, sămânța de ardei iese din pământ un pic mai greu, încolțește mai greu. Avem nevoie de un bol cu apă, un pahar și sămânța din plicul pe care dumneavoastră l-ați cumpărat. Folosiți întotdeauna semințe de calitate cu rezistență la boli. Nu folosiți semințe ieftine de 3 lei pentru că nu veți face culturi de calitate. Folosiți întotdeauna semințe de calitate. Să trecem mai departe. Primul pas, cum v-am spus, avem nevoie de sămânță și de un bol cu apă, foarte puțin să fie călduță, maxim 18-20 de grade, da? Deci nu depășiți această valoare. Haideți să trecem. Deci, luăm sămânța și o presărăm o introducem în bolul cu apă. Bun. După cum observăm, am introdus toată sămânța în acest bol cu apă, foarte puțin încălzită, maxim 20 de grade. O mișcăm puțin. Încercăm să o balansăm. Bun. Deci ce observăm aici? Dacă sunteți atenți, dedesubt avem aproximativ jumătate din cantitatea de semințe
pe care am pus-o pe masă aici și jumătate dintre semințe au rămas sus. Ce vreau să vă arăt? În felul acesta se separă semințele nefertile față de cele fertile. Cum ne dăm seama? Foarte simplu, semințele fertile vor rămâne dedesubt la acest bol. Cele nefertile sunt aici sus pentru că n-au greutatea suficientă în interior. Deci acestea care rămân sus, probabil că vor ieși, dar nu se vor dezvolta suficient. Pentru că pulpa lor din interiorul seminței nu este dezvoltată suficient. Cam atât a fost filmulețul. Dacă v-a fost de folos, nu uitați să apăsați clopoțelul, butonul de like și să vă abonați. La revedere!